Bine v-am găsit, e zi de luni, a început o nouă săptămână de muncă și dacă vreți să o începeți pe o notă pozitivă, fiți în compania noastră. Eu și colegii mei astăzi vă vom povesti despre sărbătoarea poeziei la Liceul Teoretic numărul 1 din Tiraspol, despre taraful de la Colegiul Muzical Superior din Capitală și stilul inedit ce-l caracterizează, piramidele de pe platoul Ghizei și misterele de aici. Liceul Teoretic Rus numărul 1 din Capitală nu o singură dată a găzduit numeroase acțiuni inițiate și organizate de Uniunea Moldovenilor și a scriitorilor din țară. De această dată, pedagogii din școlile naționale și alolingve au fost martori ai unei sărbători a poeziei. Recent, învățătorii de limbă moldovenească de la Liceul Teoretic Rus numărul 1 din Capitală au prezentat două lecții model în clasele a 8-a și a 11-a. A treia activitate pregătită a fost ora extraauditorială, la care au participat oameni de creație, care au descris în lucrările sale frumoasa perioadă a vieții, copilăria. Dacă nu activăm noi, dacă nu învățăm noi pe tinerii de astăzi, păi cine? Din intenția președintelui Uniunii Moldovenilor, Valerian Andreevici Tulcăra, în ultimul timp, Uniunea Moldovenilor participă la numeroase activități care ne fac să ne mișcăm, să fim întotdeauna în centrul, în epicentrul tuturor evenimentelor din Istrenia. Eugenia Solodovnic, profesoară de limbă și literatură moldovenească, împreună cu colegiile sale, timp de un an, au adunat materiale, au lucrat asupra scenariului, au organizat liceienii și iată rezultatul. Ce prezenți la această sărbătoare de suflet și-au amintit de copilăria sa. Eu mă întorc întotdeauna cu gândul la copilăria mea și chiar dacă locuiesc de acum în alt sat de mult, totdeauna mi este drag pragul părintesc. Îmi aduc aminte de fiecare furnic care se urca pe troscutul în ograda părinților mei, de nu cu bătrân din fața casei, fiindcă copilăria este o perioadă a vieții extraordinar de frumoasă. Este o temă foarte interesantă cu care noi ne ocupăm de mulți ani și socot că dacă sala a avut emoții și a fost copiii veseli și în sală, și pe scenă, înseamnă că noi am reușit activitatea noastră. Pictorul Eugen Iovița locurile pitorești ale Baștinii le-a redat în tablourile sale. Scriitorul Vasile Caragiov le-a povestit copiilor câteva întâmplări din copilăria sa grea de după război. Ne este mereu plăcut să comunicăm cu persoane creative. Oaspeții invitați au devenit membri ai colectivului. Deseori ne întâlnim. Mulți din ei sunt părinții liceienilor noștri. Lucrările pictorului Eugen Iovița înfrumusețează liceul. Copiii zi de zi fac cunoștință cu tablourile lui și nici nu își închipuie că el este alături și pot face cunoștință personal. Astăzi le-am oferit această ocazie. Punctul culminant al activității a fost acțiunea de binefacere. Liceienii le-au transmis discipilor casei de copii din Capitală jucăriile pe care le-au adunat. Leonid Nesterenko din orașul Dubăsari se ocupă cu gravura în lemn mai bine de 30 de ani. Lucrările sale reprezintă diverse genuri, portret, peisaj, alegorii și fac parte din colecțiile particulare ale amatorilor acestui material natural din Rusia, Statele Unite ale Americii, Israel, Italia. We'll be right back.
Din vremurile străvechi, lemnul îl însoțea pe om. La început, cu acest material al naturii, era încălzită locuința. Mai târziu, din el erau confecționate instrumente de muncă. Și doar peste multe secole, omul i-a acordat lemnului o deosebită atenție. Din lemn erau făcute diverse elemente ale decorului, iar adevărații meșteri posedau capacitatea de a vedea neobișnuitul în obișnuit. Înarmați cu cele mai elementare instrumente, ei creau adevărate opere de artă. Un adevărat meșter al lemnului e și locuitorul orașului Dubăsari, Leonid Nesterenko, care i-a consacrat lemnului mai bine de 30 de ani din viața sa. Lemnul am ales că, fiindcă e cel mai bun material pentru a crea. Întâi. Și pentru mine, cuțitul și lemnul și eu, toți aceștia sunt împreună, suntem. Suntem toți împreună și facem diferite compoziții. El îmi spune uneori cum să fac, prelungim viața lemnului. Unele lucrări ale dumnealui poartă semnificații adânci și sunt în felul său unicale. În așa mod, omul contemporan se transferă în vremurile mitologiei antice. Își amintește de poveștile populare moldovenești. Când lucrez cu lemnul, îmi place că el mi se dă în mâini și eu pot face lucrul acela care eu vreau. O convorbire, o poezie, asta e o artă a inimii. Toată vremea el îmi dă o căldură. A fost care vremuri care mi-au dat învățătură. Trebuie să lucrez și mai mult și a crea pentru oameni frumos. Din 1991, Leonid Nesterenko activează în sistemul culturii. Este meșter popular din Republica Moldovenească Nistreană. Mai bine de 20 de ani predă gravura în lemn copiilor. Mulți din ei au continuat calea pedagogului. Мне там класс, что мне плакут фартари, кум ще лукрерь сент, что кум лукрязы в отстор. Что ахтарыс мне скрим ку приятену мя, для даты еще пем, что ну спринешь, требует ди еще пот, что ди еще пот ди но. А кум пот сфак тот, я у сингур. Мне ра интересант, свед кум копи сын черши, я он черкам куденши. Диферити идеи, диферити lucruri noi în viață și chiar și cu dânși așa am început mai bine a participa chiar și la expoziții, pe dânși lucrările lor le-au văzut, le-au apreciat. Dumnealui învață tânăra generație să creeze cu adevărat. Atunci, prelucrând lemnul, ei vor primi doar emoții și rezultate pozitive. Bărbații sunt mult mai toleranți față de slăbiciunile și obișnuințele colegilor. Aceasta a demonstrat un sondaj sociologic al unui portal de utilizare a forței de muncă. Nimic nu le irită în colaboratori pe fiecare al 10-lea gentleman și doar pe 6% din doamne. A cincea parte din bărbați nu poate suporta când cineva fumează în birou. Din cei mai răspândiți factori care pot scoate din sărite sunt lipsa de cuviință, întârzierile, lenea și intrigile. Alte știri în afara politicii din lumea mare. În secvența ce urmează. Crystal Harris, după multe meditații, a dat acordul de căsătorie cu cel mai plin de dragoste bunel al Americii. Alesul modelei este fondatorul imperiului Playboy, Hugh Hefner, care are 86 de ani. Diferența între vârstele acestora constituie 60 de ani. Perechea deja pentru a doua oară anunță data nunții, căci un an în urmă Crystal s-a răzgândit să se mărite cu câteva zile înainte de ceremonie. Acum tânăra s-a întors la Hugh, spunând că la distanță a înțeles cât de mult îl iubește. În Florida, Statele Unite ale Americii, funcționează o instituție de învățământ deosebită, numită DUET. Toți 19 copii de diferite vârste, între 5 și 12 ani, învață în aceeași odaie la același învățător. Experimentul, care durează cu succesul ultimii 80 de ani, constituie o comunitate, unde fiecare grupă de vârstă dispune de nivelul său de cunoștințe. Unii deja citesc și scriu, alții abia studiază figurile geometrice și alfabetul. Toate acestea cu scopul de a evita așa numita luptă între clase, despre care în cazul acestei școli nici nu poate fi vorba. Doar ea este considerată una din cele mai bune în state. Utilizatorii internetului au apreciat la justă valoare curajul și reacția imediată a tenisistei poloneze Agnieszka Radwanski. Episodul unde ea, în timpul unui interviu, salvează jurnalistul de la o albină printr-o singură lovitură, a fost numit cel mai perfect moment în afara jocului din ultimul sezon.
Studenții Universității Sheffield din Britania au descoperit formula unui brad ideal. Tinerii s-au străduit să calculeze proporțiile pe care creierul nostru le primește drept optimale și de câte jucării este nevoie pentru ca bradul să nu fie prea încărcat sau prea gol. Cercetarea a demonstrat că pe un brad de 2 metri trebuie să fie 37 de jucării. Lungimea ghirlandei o stabilim prin înmulțirea lungimii bradului în centimetri la numărul pi. Vârful acestuia, consideră studenții, ar fi mai bine să fie decorat cu o stea sau o figură mare, dar fără să depășească a 10-a parte din dimensiunea pomului. Filmele 3D nu s-au bucurat niciodată de un succes constant în rândul spectatorilor. Totul a început în 1894, când britanicul William Green a patentat un sistem revoluționar pentru redarea acestor filme. Cum s-a dezvoltat studioul 3D în decursul anilor? Priviți în secvența ce urmează. Filmele 3D nu s-au bucurat niciodată de un succes constant în rândul spectatorilor. Studiourile de producție cinematografică au mizat pe această tehnologie doar atunci când afacerile erau amenințate de sistemele de divertisment la domiciliu. Însă filmele 3D existau încă în 1915, dar industria cinematografică nu le-a produs din cauza costurilor ridicate. Formatul dat s-a trezit din amorțeală abia la începutul noului mileniu. În 2003, James Cameron lansează documentarul Phantom in Bездна. Oamenii luau cu asalt sălile, fiind fascinați de efectele neobișnuite. Era doar un pas în implementarea unui set de inovații cu ajutorul cărora mai târziu a putut să filmeze renumitul Avatar. Proiectorul demonstrează imaginea pentru ochiul drept și stâng cu o frecvență de 100 de ori pe secundă. Cu ajutorul unor sisteme de polarizare, imaginea este proiectată, iar prin lentile speciale, ochiul percepe noua imagine în format 3D. Pentru a crea un asemenea film, se folosesc două camere care sunt situate foarte aproape una de alta, la aceeași înălțime, formând o filmare sincronă. Unul din elementele de bază la privirea în acest format sunt ochelarii. Ochelarii sunt compuși din două filtre prin care trec undele luminii. Proiectorul trimite aceste unde pe ecran, iar ochelarii, filtrându-le, permit vizionarea unei imagini voluminoase. Astăzi, nu numai maturii, dar și micuții se pot bucura de vizionarea desenelor animate, filmelor în formatul 3D. Pentru ei sunt ochelari speciali, de mărimi mai mici. Se va dezvolta pe viitor 3D sau din nou va trece în umbră ca anterior, este greu de prognozat. Acum însă industria cinematografilor este înzestrată cu proiectoare 3D inovatoare. Stil inedit, autentic al interpretării instrumentale, aceasta îl caracterizează pe Taraful de la Colegiul Muzical Superior din Capitală. Pe parcursul anilor, anume el a devenit adevărată pistă de lansare în marea lume a muzicii, a multor instrumentiști din Republica noastră. Taraful de la Colegiul Muzical Superior din orașul Tiraspol este format de muzicieni care interpretează melodii la trei grupuri de instrumente, de coarde, aerofone, de acompaniament. Din primul grup fac parte viorele, al doilea clarnetul, trompeta, naiul. În al treilea grup intră țambalul, fluierul, contrabasul, trombonul. În orchestrele contemporane mai sunt folosite cavalul și acordeonul. Ocarina, cavalo, ele sunt ca instrumente exotice și noi le folosim ca să le arătăm ca instrumente populare, ca specific, să arătăm specificul lor, anume timbral și acustic, tehnic, și ne stărim ca să folosim aceste instrumente pur și simplu ca un fel de propagandă. Prin anii 1940-45, după război, de-am o câte o leacă muzicieni perfecționau instrumentul în tarafurile noastre. Nu era orchestre cum acum mari. Erau mici, un țambal, un contrabas, o vioară, un acordeon și o trompetă. Apoi când au început să mai pui instrumente, câte un nai, câte un clarinet, suna mai bogat. Aici moldovenii noștri, dacă știți, sunt gospodăroși, adică tot timpul caută ceva mai original, mai frumos sună. Și e normal, în anii aceștia s-au adăugat multe orchestre. De-a lungul anilor, cântecul popular s-a cristalizat într-un limbaj simplu și clar pe înțelesul oricui. Datorită acestor calități, folclorul este purtătorul originalității artistice a unui neam. Tinerii interpreți, luând în mâini instrumentul popular, se mândresc.
că-și cânte doinele străbuneilor. Deosebit îmi plac cântecele de dor, de dor de părinți, de casă, de locurile în care am crescut când eram mică. De fiecare dată când ies pe scenă, fiecare cântec este dedicat părinților, pentru că ei, de la ei am primit acest dar și lor le sunt foarte mulțumit. Nu mă trage la altceva, anume la cântecul popular moldovenesc, pentru că sunt din viață moldovenească, din sânge moldovan și pentru mine asta e. Trăim în secolul grabei și al stresului, de cele mai multe ori sunt mult mai importante alte îndeletniciri decât mâncarea. Iar atunci când simțim că trebuie cât mai repede să mâncăm ceva, ne rezumăm la semi-preparatele gătite în grabă în cuptorul cu microunde. Ideal ar fi să consumăm multe fructe și legume proaspete zilnic, care sunt foarte bogate în vitamine. Despre una din acestea, considerată cea mai importantă iarna, vă povestim în continuare. Vitamina C este cel mai puternic antioxidant și antialergen care participă la asimilarea de către organism a fierului. Mărește rezistența vaselor sangvine, contribuie la formarea dinților, oaselor, distruge toxinele acumulate în organism. Vitamina C participă activ la transformările chimice ale proteinelor, lipidelor și glucidelor, la formarea substanțelor intercelulare, intervine în buna funcționare a țesuturilor și a diferitor organe. Dacă avem insuficiență de vitamina C, atunci funcțiile de apărare a organismului slăbesc și rezistența la infecții la fel. Vitamina C influențează asupra sănătății, tonului vieții, dispoziției. Datorită proprietăților sale, vitamina C este indicată într-un mare număr de afecțiuni, cum ar fi boli infecțioase, anemii, oboseală, neadaptarea organismului la frig, diferite alergii, arsuri, celulită, stres, carii dentare, răceală și gripă și multe, multe alte boli. Pentru un adult sănătos este nevoie de 73 mg pe zi, la femeile însărcinate 100 mg. Necesarul de vitamina C al copiilor este de 1,5-2 mg la 1 kg de greutate. De asemenea, necesarul este mai mare în cazurile bolilor infecțioase, tuberculoză, ulcer gastric, precum și la vârstnici și fumători. Dacă la om piele și buzele devin uscate, ochii nu sunt destul de umezi, apar mici crăpături pe piele, des se îmbolnăvește, e slabă imunitatea, toate acestea demonstrează insuficiența vitaminei C în organism. Vitamina C se conține îndeosebi în cartofi și miere. Pe lângă aceasta se mai conține și în varza albă crudă sau murată. Afară de consumurile de fructe și legume, se recomandă ceaiurile de măcieș și cele din fructe de catină albă, coacăzele negre, fructele de pătrunjel, ardeiul dulce și, bineînțeles, citricele și lactatele. Egiptenii antici au fost niște arhitecți deosebiți. Ei aveau puternice cunoștințe astronomice. S-a descoperit că toate piramidele de pe platoul Ghizei sunt aranjate exact ca o oglindă pe pământ a constelației Orion. Mai multe despre misteriile de aici aflați de la corespondenta noastră. Cum a fost construită Marea Piramidă? Simplu răspund arheologii clasici. Sclavii egipteni au tras blocurile de piatră pe vâturugi unse cu ulei și le-au pus la locul lor. O privire mai atentă ne arată însă că lucrurile nu stau atât de simplu. Un plan înclinat pe care să fi poată tărite blocuri enorme de piatră ar trebui să aibă cel puțin 6 km. Construcția unei asemenea rampe ar fi trebuit să fie la fel de problematică ca și construcția piramidei. Forța umană nu este suficientă, indiferent de numărul de trăgători, pentru a duce un bloc de piatră de câteva tone pe un plan înclinat de 20 de grade. Cine a construit atunci gigantica piramidă? Evident, toată lumea cunoaște răspunsul faraonului egiptean Hufu, din greacă Cheops. De fapt, singura referire la Hufu este doar o mică inscripție din interior. Învățații Egiptului antic spuneau că piramida a fost acolo dintotdeauna, prin celebra zicală. Omul se teme de timp, dar timpul se teme de Marea Piramidă. Sunt lucruri până în ziua de astăzi puse la dubiu. Se considera de obicei că piramidele egiptene sunt ceva unical, însă construcții asemănătoare sunt de asemenea cunoscute și pe teritoriul Eurasiei.
Acestea sunt gorganele. Dacă e să comparăm piramidele cu gorganele, putem spune că ele au foarte multe lucruri comune. Putem spune că aceste construcții se aseamănă, însă materialele sunt diferite. Gorganele sunt făcute din mobile de pământ. Piramidele egiptene, la rândul lor, sunt mai complicate, cu labirinturi care sunt legate de religie și ritualurile cultice aveau loc aici. Poate vreodată omenirea va fi în stare să citească ieroglifele pictate pe pereții piramidelor și să le înțeleagă tainele, însă până când putem doar presupune, fără a fi convinși la 100%, ce evenimente au avut loc în acele timpuri. În popor se spune că astăzi e bine să stăm cu fața în vânt, ca acesta să ne sufle toate neplăcerile și necazurile. Noaptea putem să ghicim după nori și stele timpul de afară, iar totuși mai concret ne spun meteorologii. Pentru săptămâna aceasta, meteorologii prognozează vreme variabilă. Noaptea se vor atesta 0 plus 2 grade Celsius, ziua minus 3 plus 2 grade. Vântul va sufla din direcția nord-vestică cu viteză de 2-4 metri pe secundă. În a doua jumătate a săptămânii se va răci până la minus 10 grade Celsius. Seara posibil va ninge. Pentru astăzi atât. Vă doresc o săptămână fructuoasă și activă. Și, apropo, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: toți suntem fiii unei mari familii. La revedere!